această seară, dragii noștri invitați, ne aflăm aici, într-o ambianță absolut extraordinară, la Castel, pentru a cinsti personalitățile și valorile Moldovei, valorile Iașului, cu atât mai mult cu cât în această seară, în fața dumneavoastră, se petrece un dublu eveniment pe care vă invit să-l aplaudăm. Este vorba despre aniversarea de 5 ani a postului Prima TV Iași și lansarea postului TV Tele Moldova. Aplauze! Încercarea lui Petru Frăsilă de a coagula o stație de televiziune puternică cu o voce, așa cum a fost mereu vocea lui publică și aceea de jurnalist și de lider de opinie, încercarea lui, repet, de a așeza valorile Moldovei într-o singură întreprindere mediatică, într-o perioadă în care, în general, presa suferă, dacă mai trăiește, este lăudabilă și vă propun ca din această seară, din momentul acestei lansări, să-i ținem pumnii și să fim fiecare dintre noi alături de el, pentru că, iată, într-o perioadă în care se vorbește tot mai mult de criză, se lansează un post de televiziune cu o anvergură regională, care cu siguranță va avea o voce foarte puternică în peisajul media. Felicitări, Petru Frăsilă! Înainte de a vă spune că în această seară vor primi diplome de excelență, o pleiadă extraordinară de diplome, o pleiadă extraordinară de personalități ale Moldovei. Trebuie să ofer cuvântul unor voci importante ale Iașului. În primul rând l-aș invita alături de noi pe domnul viceprimar Mihai Chirică. Bună seara, bine ați venit. Trebuia să veniți de unde e bine să veniți. Mă bucur. Vă rog. Da, m-ați luat de la început. Mulțumesc oricum. Se aude. Mulțumesc pentru cuvântul acordat, domnul Frăsilă, la mulți ani. La mulți ani pentru ceea ce ați făcut atâtea zeci de ani în televiziune și nu numai. Se pare că astăzi, pe lângă aniversarea studioului de televiziune Prima, putem spune că faceți și botezul noului post de televiziune regional, căruia îi urăm de asemenea la mulți ani și o viață cât mai lungă. Ne-am obișnuit cu emisiunile noastre, ne-am obișnuit cu profesionalismul și sperăm să o țineți tot așa. Tuturor celor care sunt din afara municipiului Iași, bine ați venit la Iași, să aveți o sărbătoare plăcută aici alături de Prima și Tele Moldova și să ne vedem cu bine și în anii care urmează. Vă mulțumesc! Aplauze pentru domnul viceprimar. Mergem mai departe. Iarăși un mesaj de prietenie și de întâmpinare cu bucurie a acestei lansări, dar și a aniversării postului Prima TV Iași. Președintele Camerei de Comerț, domnul inginer Paul Butnariu. Îl invit în scenă pentru a continua demersul nostru din această seară de a vă înfățișa, atât în fața micilor, în fața camerelor de la vedere și a onoratei asistențe, valorile societății românești. Vă rog. Stimați invitați, onorată asistență, am deosebită onoare, bucurie, dar și emoție de a adresa salutul Camerei de Comerț și Industrie din Iași către toți cei participanți la această manifestare și în același timp salutul întregului mediul de afaceri și a oamenilor de afaceri din municipiul și din județul nostru. Nu putem decât și noi să spunem la mulți ani Prima TV Iași și să sperăm că cel pe care l-a nășit prima dată Petrică Frăsilă, acest post Tele Moldova Plus, a cărui brand trebuie înregistrat la OSIM și respectiv la Camera de Comerț și Industrie, va avea viață lungă, va avea succes și va reuși cu adevărat să devină o televiziune regională. Pentru că așa cum vedem din tot ceea ce se întâmplă în piața media din România, este nevoie și se resimte necesitatea unui post de televiziune regional. Atâta timp cât la București nu există decât problemele centrale și cel mult dacă apar din provincie probleme legate de ceea ce se întâmplă în jurnalul de la ora 5,
cred că toți cei care locuim în partea aceasta de nord-est a României avem dreptul la o informație corectă, la o informație pozitivă și în același timp obiectivă pe toate subiectele generate în piața noastră audio și media. N-aș putea decât să compensez la scurtul discurs al viitorului primar al municipiului nostru, domnul Mihai Chirica, prin a-i propune prietenului nostru Petrică Frăsile un excurs în ceea ce înseamnă o deplasare de la Iași la Cotnari pentru a degusta un vin și a mânca o tochitură moldovenească, pentru a vedea centrul istoric al cel mai frumos centru istoric din nord-estul României, centrul municipiului Botoșani, să mergem mai departe pe lângă Dorohoiul natal al lui Gheorghe Nichita, să ajungem la Suceava lui Cristea Domniței și de acolo să mergem spre Bistrița, spre Valea Bistriței, cu Pluta pe Bistrița, să trecem barajul Bicaz, să vedem cheile Bicazului și să ajungem în orașul drag de suflet al lui Petrică, Piatra Neamț. Nu rămâne decât să încercăm acest excurs și pe parcursul a ceea ce înseamnă televiziunea Telemoldova. Eu vă doresc o seară frumoasă alături de prezentator, de moderator, alături de gazde și să ne urăm cu toții ca acest post să aibă succes și să aibă viață îndelungată. Mulțumim foarte mult! Aplauze pentru domnul inginer Paul Butnariu, președintele Camerei de Comerț. Mergem mai departe. O personalitate a Universității Alexandru Iancuza, profesorul Cătălin Turliuc, vine în acest moment alături de noi pentru a intra în și mai mult în seva intelectuală puternică a Moldovei. Bună seara! Bună seara, mulțumesc! O mică rectificare, cred că ar fi mai bine să mă prezint, ca lucrător la Academia Română cred că e un lucru mai bun, dar vreau să spun în numele comunității academice din Iași, a celor care s-au simțit mereu aproape de Prima TV Iași, alături de Petre Frăsilă și de o emisiune care a deja celebră, La un ceai cu Petre Frăsilă, că cu toții, într-un mod absolut spectaculos, am putut să ne spunem ideile, am putut să dialogăm cu societatea din Iași și în felul acesta cultura a fost servită. Este un truism să spunem că trăim astăzi într-o societate iconică, o societate în care o imagine face mai mult decât 1000 de cuvinte. Este un truism deopotrivă să afirmăm rolul pe care mass media îl are în societatea noastră, din păcate de multe ori exagerat, și să dorim în alături de viață îndelungată noului post de televiziune regional care se lansează astăzi, Telemoldova, să dorim echipei pe care Petrică Frăsilă a alcătuit-o reportaje frumoase, anchete pe măsură, invitați de renume, audiență așa cum orice post de televiziune își dorește și mai presus de toate să-i urăm lui Petrică Frăsilă, cel care a devenit treptat o mini-instituție în Iași, ceea ce se urează unei instituții. Vivat, crescat, floreat! Felicitări! Mulțumim foarte mult! Vă propun să ascultăm o altă voce importantă a societății ieșene. Este vorba despre secretarul municipal Eduard Marian Corhană, îl vit alături de mine, de la Vrancea. Cer scuze, bună seara. Mulțumesc, bună seara, vă spun bun venit, sărut la domnișoarelor, doamnelor, bună seara domnilor. Numele meu este Eduard Corhană și sunt secretarul municipiului Focșani. Transmit un gând bun și viață lungă televiziunii Prima TV din partea domnului primar Decebal Bacinski. Reprezint în același timp municipiul Focșani, aflat în draga noastră Moldova, și vă asigur de toată deschiderea și disponibilitatea noastră, pentru că administrația locală, fără deschiderea pe care ne asigură televiziunea și în general media, nu poate fi prezentă. Vă mulțumesc, mulți ani fericiți! Doamne ajută, mulțumim foarte mult, salutări din Focșani. Astăzi vorbim despre un post de televiziune care acoperă întreaga Moldova. Prin urmare, toți sunteți aici acasă la evenimentul organizat de Petru Frăsilă, aniversare de 5 ani în Prima TV Iași, în egală măsură Telemoldova, televiziunea regională care prețuiește și care pune în valoare oamenii importanți, oamenii cu adevărat importanți din Moldova. Acum, așa cum se întâmplă de fiecare dată la acțiunile, la festivitatea organizată de Petru Frăsilă, oameni
valoroși vor primi din partea Telemoldova și a Prima TV Iași o diplomă de excelență. Cu siguranță că ne rog să vorbesc eu foarte mult. Eu aș vrea să spun că salut în acest moment foarte mulți oameni dragi mie care se află aici de noi, oameni prieteni foarte bine, oameni pe care îi consider ca fiind ca familia mea și mă bucur că în această seară avem în sală personalități de anvergură națională. Îl invit pentru primul premiu de excelență care se va oferi în această seară pentru a face un laudatio pe domnul doctor Victor Bejan, consilier local și care va vorbi și în calitatea sa de membru al Comisiei de Cultură a Municipiului Iași, pentru că va fi premiat un om important al scenei Moldovei. Domnule doctor, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult. Este o onoare și o bucurie pentru mine pentru a-i face laudatium monstrului sacru a scenei Teatrului Național din Iași, maestru Petru Ciubotaru. Este societar. Vă rog. Societar de onoare a Teatrului Național din Iași. Este ieșean jet by jet, a copilărit pe strada Lăpușneanu și întotdeauna își aduce aminte cu plăcere de acele frumoase zile ale copilăriei. A urmat facultatea de teatru și cinematografie Ion Lunca Caragiale București, promoția 1963, la clasa profesor Alexandru Finții, George Rafael. Între anii 1963-64, ca toți marii actori ai României, a funcționat ca actor la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț. Între anii 1963 și 97 este director adjunct al Teatrului Național din Iași, iar între anul 1991 și 97 este profesor universitar la secția teatru a Universității Mihai Cogălnicianu. În anul 1999, până în prezent, este regizor și actor al companiei particulare de teatru Bon Ton. A interpretat peste 250 de roluri, fiind aclamat la scenă deschisă datorită talentului extraordinar pe care l-a avut. De aceea va rămâne permanent în mintea nu numai așenilor, a tuturor românilor prin rolurile jucate extraordinar și în special prin rolul Chiriței. Deci este unul din cei mai buni actori care au interpretat Chirița. Are peste 50 de ani de activitate artistică. A primit o serie de premii, premiul de interpretare la decada dramaturgiei originale cu rolul Nic din duet de Andy Andrieș. În 87, premiul de interpretare pentru Iacopo din Săptămâna Patimilor de Paul Angel. În 1992, premiul de interpretare la Festivalul de Teatru de la Bacău pentru După Melci, de Ion Barbu, iar în 2002, Ordinul Național pentru Merit în gradul de Cavaler. A avut numeroase turnee, atât în țară cât și în străinătate, primind o serie de medalii și distincții. Încă o dată să-l aplaudăm pe maestrul Petre Ciubotaru. Petru Ciubotaru în fața noastră, doamnelor și domnilor, o legendă a teatrului ieșean. Acesta este semnul de prietenie din partea lui Petru Frăsii la Telemoldova și a Prima TV Iași. Spun și eu ca creangă, nici așa seara ca lui Instagram trecut și ca de când sunt niciodată n-am fost. Am primit la diplom în viața mea. Așa, da, mulțumesc oricum pentru, este o onoare. Dacă știam, pentru că ne aflăm aici la Breazul, în spectacolul pe care l-am eu la Teatrul, la Teatrul Național de 6 ani, Chirița și ceilalți, interpretez printre altele și cânticelul comic al lui Vasile Alexandrii, Șoldan Viteazul, care începe cam așa. Eu sunt Șoldan Viteazul, de colo de la Breazul. Să fiți sănătoși, vă rog frumos să rămâneți prieteni în Teatrul Național, și să fiți cât se poate de sănătoși. La revedere!
Mulțumim, Petru Ciubotaru! Felicitări! Rămâneți întotdeauna alături de teatru, bucurați-vă de personalitățile, de fiecare dată de personalitățile teatrului. Avem însă o diplomă de excelență din partea Telemoldova și Prima TV Iași și pentru domnul doctor Victor Bejan. Felicitări! Mă bucur că domnul doctor a fost alături de noi și sunt convins că îl vom reauzi în această seară. Mergem mai departe. Rectorul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Iași, profesorul universitar Vasile Vântu, este invitat pe scenă pentru a acorda o altă diplomă de excelență. Bună seara, bine ați venit! Vă rog! Bună seara, distinși participanți la acest eveniment plăcut pentru urbea noastră. Și vă rog să-mi permiteți mai de început să adresez felicitări domnului Frăsilă la aniversarea celor 5 ani pentru Prima TV și viață lungă pentru Telemoldova și semnal bun și continuu. În ceea ce privește... Și audiență mare și de bună calitate. Și audiență foarte mare. În ceea ce privește personalitatea căreia domnul Frăsire dorește să-i acorde o diplomă în această seară, pentru mine este o onoare și o mare bucurie să evoc câteva din reperele activității sale. Domnul profesor Constantin Vasilică, pentru Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Iași, este un simbol. Este cel al cărei veți active se suprapune cu două treimi din istoria învățământului universitar agronomic la Iași, pentru care anul trecut, în octombrie, am celebrat 100 de ani de existență. Așadar, din 1946 și până în prezent, domnia sa a slujit și încă slujește învățământul agronomic ieșean. Este o personalitate cunoscută și recunoscută în mediul academic românesc și în cel internațional. Este cel care s-a dedicat întru totul activității didactice universitare. Aș spune că este unul dintre cei mai îndrăgiți profesori de către studenți, foștii studenți și actualii absolvenți, pentru că a știut să-și apropie, să le înțeleagă cerințele și nevoile lor, și astăzi să fie alături de ei și să-i ajute atunci când îi se cere sprijinul. Este un om cu calități deosebite, un om de o mediculozitate ieșită din comun, cel care s-a dedicat viața întreagă și scrisului, este cel care a scris pentru universitatea noastră istoria învățământului agronomic ieșean și a făcut-o cu o mare competență, studiind un documentar foarte amplu și sunt convins că mai are încă de făcut pentru universitate. Eu n-am decât să îi mulțumesc domnului Frăsilă pentru acest gest pe care l-a făcut pentru unul din marii noștri profesori. Doamnelor și domnule, diploma pentru profesorul Constantin Vasilică va fi înmânată chiar de domnul profesor Vasile Vântu, care la rândul său o primește din partea celor care ne-au adunat în această seară o diplomă de excelență, așa că vă invit în acest moment să vorbiți și să transmiteți un mesaj și din partea dumneavoastră celor care se află în această seară aici. Prin urmare, aceasta este diploma pentru domnul profesor Vântu și aceasta este diploma pentru domnul profesor Vasilică. Aceasta e pentru mine și aceasta e pentru domnul profesor. Exact. L-am prezentat și acum îl și reprezint pe domnul profesor. Dumnealui nu a putut, din motive de sănătate temporară, să fie în această seară aici. Eu mă bucur foarte tare pentru această diplomă. Media pentru noi, pentru Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, este un sprijin remarcabil. Am avut și cred într-o relație de parteneriat cu Telemoldova de aici încolo, în obiectivitatea acestui post și, de ce nu, să ne promoveze interesele noastre educaționale. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnului profesor Vântu!
Așadar, semne bune de început pentru Telemoldova. Toate gândurile bune din această seară merg către Telemoldova, noul născut din punct de vedere mediatic. Acum însă îl invit pe domnul doctor Cornel Enache să prezinte un alt premiu important al acestei seri, o altă diplomă de excelență. Bună seara, domnule doctor! Distinsă asistență, îmi revine onoranta, dar și plăcută misiune de a vă prezenta, în puține cuvinte, personalitatea domnului Radu Miclescu. Domnul Miclescu aparține unei străvechi familii de boieri botoșeneni, de baștină, pe umele acestuia apăsând peste 200 de ani de istoria Moldovei. Familia Miclescu are încrângături la Botoșani, la Iași, la Suceava, la Vaslui, la Neamț și nu numai. Dat fiind timpul scurt alocat acestui laudatio, o să mă opresc doar la câțiva înaintași ilustri ai respectabilului domn Radu Miclescu. Unul dintre aceștia a fost de bună seamă Dimitrie Miclescu, fiul cel mare al logofătului Scarlat Miclescu și a doamnei Maria, născute Beldiman. Revoluționar, convins, acționează în Asociația Patriotică din Moldova, alături de Teodor Râșcanu, Vasile Merinescu, Grigore Carp, Alexandru Ioan și Grigore Cuza, deputat al divanului ad hoc, avocat, decan la baroului Botoșani, profesor, editor, publicist și nu în cele din urmă reformator, implicat profund în problemele țăranilor din vremea sa. La fel de ilustri au fost și Sofronii Miclescu, mitropolit al Moldovei, cel care l-a uns domn pe Cuza la 5 ianuarie 1859, precum și Calinic Miclescu, primul mitropolit primat al României după 1862. Mai trebuie amintiți numai puțini ilustri, Ighe Miclescu, dramaturg și ziarist, coleg de redacție la Epoca cu Barbu Ștefănescu de la Vrancea, precum și Victor Miclescu, magistrat, om politic și publicist. Sărbătoritul de astăzi este ultimul vlăstar al micleștilor creștini ziditori de istorie și cultură. Această descendență îi va aduce în timpul regimului autoritar de tristă amintire, numeroase neajunsuri și persecuții pe care le-a simțit încă de tânăr. Studiază deopotrivă în România și în Germania, deși este de formațiune tehnică, a fost și rămâne un mare iubitor de artă. Are curajul să se întoarcă în țară definitiv după decembrie 89. Revendică și primește de la statul român conacul strămoșesc de la Călinești Botoșani, aflat în acel moment într-o stare deplorabilă. Plin de speranță, înarmat cu tenacitate și pricepere, procede la restaurarea acestuia cu forțe proprii. Sumele cheltuite sunt de-a dreptul impresionante. Conacul și curtea boierească de la Călinești sunt astăzi un paradis al frumosului, care în viitor vor intra în patrimoniul cultural public alături de celelalte nestemate ale județului Botoșani. Restaurarea și decorarea amintitului așezământ s-au făcut cu privegherea atentă a domnului Miclescu, dar și cu contribuția nemijlocită a domnului arhitect Sturza, același arhitect care a proiectat și realizat complexul monahal de la Șinca Veche, gratulat în acel an cu Marele Premiu de la Veneția. Domnul Radu Miclescu nu a putut să participe în această seară alături de dumneavoastră. O banală și păcătoasă stare gripală l-a obligat să rămână la pat. Vă transmite, în schimb, dumneavoastră tuturor, multă sănătate și vă asigură de întreaga sa considerație. Noului post de televiziune îi dorește viață lungă, obiectivitate și audiențe maxime. Boierul Miclescu vă așteaptă împreună cu soția, descendentă a lui Iancu Flondor, la un dialog de suflet, în fiecare miercuri, spre seară, la mirifica sa reședință. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Seniorul Radu Miclescu va primi diploma de la domnul doctor Cornel Enache, care, în egală măsură, primește o diplomă de excelență din partea organizatorilor, ocazie cu care aveți minutul dumneavoastră de discurs în calitate de laureat. Mulțumesc. Boierul Miclescu este unul din figurile care la început au fost pitorești la Botoșani,
și care a ținut foarte mult să ajungă în această seară. S-a deplasat din Germania la București, de la București la Botoșan, dar se vede lucru că s-a intersectat cu ceva virus gripal în acest parcurs. Vă mulțumesc încă o dată și crede că orice pas în media românească, făcut obiectiv și cu profesionalism, va da rezultatele dorite. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule doctor! Cornel Enache, în aplauzele dumneavoastră. Mergem mai departe. Panoplia premiilor de excelență din această seară va fi completată de o altă somitate a orașului Bârlad. Până atunci însă invit din nou pe domnul doctor Victor Bejan pentru a face cuvenitul laudatio. Vă mulțumesc. După cum știți, Moldova a dat mari valori atât științifice, literare, artistice, pentru întreaga țară. Primul și cel mai mare poet al românilor, știți, Mihai Eminescu, este născut în Botoșani. De asemenea, cel mai mare povestitor, de asemenea, este născut pe plaiurile Moldovei. Cel mai mare istoric, Nicolae Iorga, cel mai mare speolog sau mari pictori români, cei mai mulți sunt născuți în Moldova. De asemenea, orașele Moldovei au dat mari valori ale culturii românești. Astfel, în acest context, este și orașul Bârlad. Orașul Bârlad a dat de asemenea mari valori în cursul istoriei. Știți foarte bine că marele dramaturg Popa este din Bârlad. Apoi o serie de pictori, Tonița, de asemenea din Bârlad, Guguianu și așa mai departe. În momentul de față, și fac laudațiu unui mare om de cultură și totodată metic, Nicolae Botezatu. Nicolae Botezatu, născut în Basarabia, se refugiază împreună cu familia în țara Mumă, primește o educație deosebită, deoarece face parte dintr-o veche familie de intelectuali basarabieni. Tocmai datorită acestui fapt, este un om de cultură deosebit, cultură care și-a pus amprenta pe toată viața domniei sale. Urmează liceul în orașul Bârlad, apoi facultatea de medicină la Iași. Urmează chirurgia cu mari profesori la București, cu profesorul Burghele, Proca, Agripa Ionescu, devenind unul din cei mai buni chirurgi din zona Moldovei. În cursul activității ca medic, a operat peste 4.000 de cazuri. De asemenea, a avut o activitate și are o activitate științifică deosebită, primind o serie de distincții și premii. Este medic doctor în medicină și medic primar în chirurgie. De asemenea, datorită activității deosebite organizatorice, a fost directorul spitalului din Bârlad, directorul direcției sanitare Vaslui, cât și consilier municipal al județului Vaslui. Datorită activității deosebite, a putut să dezvolte atât această unitate de sănătate, spitalul din Bârlad. De asemenea, pe plan artei, tocmai datorită influenței deosebite asupra lui cu privire la instruirea pe care a primit-o, este unul din cei mai mari colecționari de timbre din zonă, înființând Societatea Filatelică din Bârlad. De asemenea, a înființat Pagini Medicale Bârlădene, o revistă cu 157 de apariții, cu pagini scriind peste 44 de pagini pe revistă, un lucru extraordinar de benefic. De asemenea, a înființat
societatea Alexandru Ioan Cuza, cât și de asemenea societatea bârlădeană. Sunt bucuros, repet, pentru că am putut să prezint acest laudațiu pentru acest om deosebit al urbei bârlădene. Doctorul Nicolae Botezatu, doamnelor și domnilor, va primi din partea domnului doctor Victor Bejan, care are drumuri multe de făcut după aceasta, dar plăcute în egală măsură. E adevărat, sunt plăcute. Regret că nu a putut să vină să ia dumnealui această diplomă, tot din cauza stării de sănătate, dar sperăm să se facă bine și, bineînțeles, să participe și dumnealui la aceste întâlniri deosebite, prilejuite de televiziunea Prima TV Iași, și să fie cel care personal să mulțumească organizatorilor. Mulțumim foarte mult, domnule doctor! Florin Melinte, președintele Fundației Nae Leonar din Galați, vine acum în fața dumneavoastră. Avem un nou premiu oferit de organizatori. Întreaga Moldovă este prezentă în această seară. Bună seara! Bună seara! Bună seara, Iași! Bună seara, Moldova! Sunt onorat că mă aflu în această seară, destul de răcoroasă, de fapt o după amiază răcoroasă, dar un ceai binevenit alături de Petre Frățilă. Este prietenul... Dacă e Petre Frățilă, e și ceai, cu siguranță. Cu siguranță e ceaiul și suntem bucuroși că ne aflăm cu toții aici, să omagem deopotrivă personalități ale întregii Moldove. În această seară îmi revine deosebita onoare de a-l prezenta dumneavoastră pe unul dintre cei care scriu istoria muzicii ușoare românești. Este vorba de Alexandru Jula. Alexandru Jula, care, iată, la cei aproape 80 de ani, este un fervent muzical și în această seară nu este alături de dumneavoastră pentru că, bineînțeles, se află pe o scenă, se află pe o scenă muzicală și dăruiește în continuare muzică celor care iubesc muzica ușoară românească. Pe scurt, am să vă spun că, așa cum am menționat, Alexandru Jura, la cei 80 de ani, și-a început cariera la 20 de ani la Teatrul Muzical Nae Leonar din Galați. A format un cuplu minunat cu Ionel Miron de-a lungul timpului și am să vă readuc în memoria dumneavoastră melodii de neuitat, cum ar fi Soția prietenului meu, Mi-a adus iar primăvara, Floarea albă din Pireu și ar mai fi cu siguranță foarte multe, multe melodii. În ceea ce privește cariera lui artistică care se desfășoară în acest moment, consider că este cu atât mai meritorie când, începând din anii 2000, împreună am elaborat un proiect, Alexandru Jula și prietenii, în care am reușit să renaștem muzica ușoară românească. Eu sunt onorat și doresc celui care este sărbătorit astăzi și este omagiat de către dumneavoastră, de către postul Prima TV Iași, la mulți ani și să fie ca bunul Dumnezeu să-l ducă mai departe pe culmele gloriei muzicale. Aplauze pentru o legendă a muzicii românești, Alexandru Jula, domnule Melinte. Domnule Melinte, domnule Melinte. În egală măsură avem o diplomă de excelență în profesie pentru domnul Florin Melinte. Aplauzele dumneavoastră și... Sunt onorat de asemenea că sunt în atenția domnilor voastre. Cu siguranță ceea ce fac eu în zona artistică este mai mult sau mai puțin cunoscut domnilor voastre, dar consider că această consecvență care mă caracterizează face ca în ceea ce privește mesajul artistic să fie transmis în întreaga Moldova și în întreaga România și nu numai aici. Eu vă mulțumesc foarte mult și vă doresc toate cele bune. Mulțumim, Florin Melinte, aplauze! Doamnelor și domnilor, intrăm în lumea literelor. Criticul literar Ioan Holban, directorul Teatrului Luceafăru din Iași, este invitat pentru că vom omagia unul dintre scriitorii importanți ai Moldovei. Bună seara, domnule Holban! Înainte de a fi un loc, vreau să vă aduc aminte
că Iașul este un sentiment. La plinul acestui sentiment vin artiștii Iașului și în primul rând poeții, sau dacă îmi permiteți vorba aceasta, cohorta de poeți care se află la Iași. Aceia care sunt în altă parte, în altă lume și care se uită acum la noi, cu Mihai Ursache, cu Cezar Ivănescu, cu Dan Laurențiu, cu Mircea Ciobanu, cu Adi Cusin, cu Florin Mihai Petrescu. Și iată, vă aduc aici istoria literaturii române contemporane, 60 de ani de literatură română contemporană, poezie cu Horea Zilieru, care este aici, pe care îl omagez, îl salut, îl sărut, este poetul nostru pe care trebuie să neapărat să-l avem alături. Și aș mai spune că în Iași se mai află și Mircea Popovici, tot din istoria literaturii și poeziei noastre contemporane. Ei vin dintr-un trecut îndepărtat, e adevărat că puțină lume cunoaște lucrul ăsta, dar vreau să vă mai spun un singur lucru și cu asta închei, că știu că vă grăbiți. La ce bun poeții în stare într-o lume de criză. Ar fi bun ca să ne spună, ca să mai lăsăm puțin vânarea de vânt, care este circulația de zi cu zi, să avem timp să ne întoarcem, să citim o poezie, un poem, să ne întoarcem puțin spre ființa noastră interioară, să căutăm acolo adevărul și speranța, pe care o poate lăsa un poem frumos, chiar de Horea Zilieru, pe care îl omagiez, îl sărut, îl îmbrățișez și când îl vedeți aici, gândiți-vă bine că aveți în față 60 de ani de literatură română contemporană. Horea Zilieru! Mulțumesc criticului Ion Holban. Vă rog să mă credeți că fără critică, fără mari critici, literatura noastră de mâine după poimâine ar fi cel mult autodidactă. Aș vrea să introducem în această frumoasă atmosferă în care sufletele au perechi de aripi cât serafimii. Să știți, îngerul are numai două aripi, o pereche. Herumbul are două perechi. Serafismul, serafimul de unde vine, are trei perechi. Deci nu-i se văd picioarele. Ce s-ar întâmpla să nu vedem picioarele unei femei frumoase? Fie ea chiar udrea, nu? Fie. Domnilor, să introducem în societatea dumneavoastră ceea ce a existat cândva în Moldova. Catrenul, quatrenul, cum îi spunea maestrul Lesnea. Să ieșim din tipic, să ne dezlipim aripile în sensul lui Nichita Stănescu. Așadar, pe plicul ăsta unde țin o carte și nu o dau nimănuia că este singurul exemplar, am scris niște quatrene. Vi le voi face cadou dumneavoastră așa. Astăzi e o zi idilă. Trec femeile Carpații și-au lăsat bolnavi bărbații să-l serveze pe Frosin. Între anatem și anatemă vreau să fiu boem, boemă, pe ecran la TDM. Asta e mai slăbuță, cum se vede. Da, mai înaintăm. Da, e mai slăbuță, dar mai am, da. Aflu principe în cadoare, că un post al toi apare, la mai mare și mai tare, peste crize și hotare. Stai că termin acum, mai am. Nu, încă trei, că nu mor. Stai, domne, arca are
far la Prova, sus în veac pe Ararat. Așa. Către noul mit e îngândurat. Noul studio Tele Moldova. Trebuie puțin să-i schimbăm ritmul, îl vom schimba. Ce nu se schimbă în țara asta, nimic, tot este fix. Doamnelor și domnilor frumoși, bărbați, mă bucur că sunt bărbați frumoși în țara asta și vreau să văd năvălirea popoarelor feminine englezoice. Sunt cele mai frumoase de pe pământ. Seamănă cu niște gratii, dar au o șansă, rimează cu hematii, care în grecește însemnează celula aia cu roșu. Bun. Între atâția scriitori, că sunt mulți, mă cuprinde marea milă. Când vorbesc ca tricolori, nu-l ajung pe domn Frățilă. Și una pentru mine, mă întreb de-a puia Gaia, că am ajuns și eu la brezu. Cum să fac să sar pârlezu la fustița brălezoaia? Domnilor, începuturile sunt greoaie, versurile șchioapă, adică sunt vilene, dar afecțiunea mea pentru dumneavoastră trece pe acest ecran al ochilor mei. Domnule Frățilă, să fii sănătos, să fii puternic, să iubești fără discreționare și să ne mai aduci aici, să trăiți. O secundă, maestre, aplauze pentru Horia Zilieru. Am o întrebare, când ați scris versurile acestea? Aici. Aici, la masă? Aici. Așa se explică și misterul plicului. Vă rog să vă luați cartea, că e în unic exemplar, am înțeles, și e important. Sigur că da, până atunci însă trebuie să vă ofer și diploma din partea prea iubitului dumneavoastră, prieten Petru Frăsilă, Horia Zilieru. Dacă vreți și misterul cărții, să știți că este cartea Patimile după Anton Pan de Horia Zilieru. Felicitări! Domnului Holban, am în egală măsură să-i ofer o diplomă de excelență din partea organizatorilor. Microfonul este al dumneavoastră. Nu vă țin de vorbă deloc, pentru că v-am ținut de vorbă destul, v-am plictisit la început. Îi felicit pe toți cei care sunt de față. Îl salut pe Cătălin Turliuc, dragul meu prieten de multă vreme, pe domnul viceprimar Chirica, pe toți ceilalți care sunt dragi. Vă mulțumesc foarte mult și cu asta basta. Am făcut laudatio, sunt liber. Vă mulțumesc. Mulțumim mult, Ioan Holban. Îl invit acum în scenă pe profesorul universitar Neculai Seghedin, prorector al Universității Tehnice Iași. Bună seara! Bună seara! Vreau pentru început să îl ferici pe domnul Frăsilă, să-i urăm dumnealui și postului, noului post de televiziune, viață lungă. Noi avem o relație specială cu domnul Frăsilă, deoarece dumnealui este absolvent și al Universității Tehnice Gheorghe Asache din Iași. În această seară îmi revine o misiune foarte onorantă și copleșitoare sub aspect emoțional. Nu mă gândeam acum 27-28 de ani, când luam curs de organe de mașini în anfiteatrul M1, al Facultății de Mecanică a Politehnicii Ieșene, că voi fi pus în situația de a-l omagia, de a-l prezenta pe domnul profesor, doctor inginer, profesor emerit al universității noastre, domnul profesor Mihai Gafițanu. Profesorul Mihai Gafițanu are o carieră briliantă. El este absolvent al Colegiului Costache Negruți, este absolvent al Facultății de Electrotehnică de la universitatea noastră în 1957, are o carieră care evocă sau ilustrează acel dicton conform căruia valoarea nu așteaptă numărul anilor. La 34 de ani era conferențiar, la 38 era profesor universitar, a avut diverse poziții în universitatea noastră, poziții de conducere deosebite, la 30 de ani prodecan al Facultății de Mecanică, la 38 de ani prorector, la 42 rector al Universității
Tehnice Gheorghe Asachi, a fost rector timp de 12 ani. Universitatea este datoare, este legată profund de personalitatea domnului profesor. Domnul profesor este membru a nenumărate asociații internaționale în domeniul organelor de mașini, al tribologiei, este laureat al premiului Academiei Române. Este o personalitate care și-a zidit o carieră briliantă, dar în același timp a ajutat și la construirea carierelor multor colegi de-ai noștri de universitate și nu numai. De asemenea, profesorul Gafițanu este un creator, un constructor de școală. Și când spun constructor de școală, mă refer atât la o construcție spirituală, cât și la construcția fizică a școlii. Multe din corpurile de clădire de pe splaiul Bahlui, multe din platforma Universității Tehnice datorează existența profesorului Mihai Gafițanu. Profesorul Gafițanu, în același timp, este o personalitate, este un brand al universității. Mă uit în sală și mă întreb câți dintre cei prezenți i-au fost studenți, sunt convins că foarte mulți. Instituția datorează foarte mult profesorului. Faptul că suntem o instituție cu o poziție bine meritată în ierarhia academică românească, îi se datorează și dumnealui. Vrem să-i aducem mulțumiri, să îl asigurăm de faptul că instituția merge înainte, să-l asigurăm de faptul că întregul corp profesoral din universitate îi este recunoscător și că îi dorim viață lungă și sănătate în continuare. Vă mulțumim, domnule profesor. Profesorul Mihai Gafițeanu, în aplauzele dumneavoastră, mi se alătură pe scenă în calitate de laureat. Iată-l! Onorată asistență, vă mulțumesc din toată inima pentru invitația pe care ați făcut-o, pentru diploma pe care ați binevoit să mi-o acordați. Și trebuie să recunosc că am emoții, că după câțiva ani de ieșire la pensie, m-am dezobișnuit de aparatele astea și în sfârșit îmi vine cam greu să vorbesc. Dar intenția dumneavoastră merită toată recunoștința mea. Trebuie să știți, și de altfel domnul profesor Seghedin a menționat aici, eu sunt încă la Politehnică, iarna asta am împlinit 55 de ani de când lucrez acolo. Felicitări! Mulțumesc! O să spuneți, dar de ce 55 de ani? Că dumneata ai terminat vara. Păi am avut, să spun, norocul să fiu primele 6 luni șomer. Lucru pe care nu l-aș dori nimănui. Din vari motive. După perioada asta mai grea, au urmat anii de tinerețe, în cercetare m-am ocupat de rulmenți, după aceea de construcția institutului și acum de biomecanică. Pentru cei care știu mai multe despre mecanică și despre bio, cred că este de ajuns. De altfel, a fost sfatul profesorului renumit Mangeron, cu mulți ani în urmă, care recomanda tuturor, fiți atenți, sunt organe noi, dar sunt și altfel de organe și de biomecanică. Încă o dată vă mulțumesc și doresc postului prima și celor care îl construiesc să împlinească nu 55 de ani, ci de mai multe ori 55 de ani și sigur că să participăm și noi în continuare la toate aceste aniversări. Vă mulțumesc, vă felicit și vă doresc spor în toate și numai bine. Vă mulțumesc. Profesorul Mihai Gafițeanu, profesorul Neculai Seghedin primește în egală măsură un premiu de excelență, o vorbă. Vă mulțumesc foarte mult, mă simt onorat cu atât mai mult cu cât primesc această diplomă în prezența domnului profesor Mihai Gafițeanu și în prezența acestei onorate asistențe. Vă mulțumesc foarte mult. Felicitări amândurora, doamnelor și domnilor, prezență de prim rang în această seară. Avem un mesaj, mai avem de oferit încă 3 premii până atunci, însă îl invit pe Iulian Moisescu alături de noi.
pentru un scurt, dar foarte consistent și important mesaj oferit intelectualității moldovene. Bună seara! Bună seara, doamnelor, domnilor și onorată asistență. Mă aflu pentru nu știu câta oară alături de panoplia intelectualilor și mediul de afaceri, administrația și acest oraș deosebit. Îmi place de fiecare dată când mă înfățișeze alături de prietenul meu, Petru Frățilă, dumneavoastră, să spun că în Iașul și cei de aici, de fiecare dată, fac parte în sufletul meu și în conceptul meu, fac parte din elita națională și, de ce să nu spunem, din patrimoniul național. Spun acest lucru cu toată convingerea pentru faptul că aici, în Iași, am regăsit de fiecare dată oameni de mare valoare, mari personalități în mediul academic, în mediul cultural și, bineînțeles, artistic și bun prieten. Este foarte bine că Petru Frățilă adună de fiecare dată la toate manifestările pe care le face această panoplie importantă a orașului Iași pentru a-l pune în valoare. Este foarte bine să ne amintim că în paralel, de latura cealaltă, trăiesc și oameni care se află la marginea societății, care fac parte tot din patrimoniul nostru național. Este bine să ne uităm unii către alții, să sprijinim și sper ca în viitor și administrația locală să sprijine acțiunile umanitare pe care facem o mână, să spunem, de ajutor, pe care o oferim celor care sunt aflați în nevoie. Acțiunile umanitare care le-am desfășurat noi, împreună cu, văd astăzi, familia noastră s-a lărgit, a fost de fiecare dată urmărită cu atenție de postul de televiziune Prima TV. Eu niciodată nu o să fac o separare între prietenul și fratele meu Petru Frățilă și Noni Mazilescu, care se află sus acolo, de obicei stă în spatele cortinei, nu se arată nimănui, dar îl salut și pe el. La fel de mult contribuie la ceea ce facem și noi în mediul social și umanitar. Dragul meu Petru, îți mulțumim pentru tot ceea ce faci. Sunt onorat să fiu alături de tine de fiecare dată. Sunt onorat să fiu astăzi alături de toată lumea pe care de-a lungul timpului mi-ai pus-o la dispoziție să-i cunosc. Și bineînțeles, vreau să aduc la cunoștința tuturor că astăzi este și ziua lui Petru de naștere și îi urez la mulți ani multă sănătate și fericire multă. În fine, secretul a fost dezvăluit. La mulți ani, Petru Frățilă! O să avem timp să-i spunem toate cele. Mulțumim foarte mult. Domnul Iulian Moisescu! Mergem mai departe în distribuția premiilor de excelență din această seară. Profesor universitar, doctor, decan al Facultății de Medicină Veterinară, Norina Forna este invitată alături de noi. Bună seara! Bună seara! Bună seara tuturor! Aș vrea să fiu la medicină veterinară, sunt la medicină dentară. Aveți dreptate! Nu e nicio problemă, este ca și cum aș fi acolo, da. Pentru că am și propus un masterat de colaborare între cele două facultăți, dinții au și animalele, așa că putem să dezvoltăm acest subiect foarte frumos, grație aprobării domnului rector vându aici de față. Mulțumim! În schimb, am privilegiu și mulțumesc pentru acest lucru, pentru onoarea care mi se oferă, de a oferi o distinție de asemenea specială
pentru fostul decan a Facultății de Biologie, domnului profesor Toma Constantin, și aici am spicuit un pic din CV-ul domnului profesor. A fost șef de catedră, prodecan, director de grădină botanică, institut de cercetări, școală doctorală, redactor de reviste. De altfel, a realizat chiar un grant foarte important în privința studiului plantelor medicinale și aici aș putea spune cătina albă, care o apreciem foarte mult. De altfel, a mai scris Simbioza în lumea vie, care este premiat cu premiul Academiei Române și întrucât este președinte de onoare a Societății de Științe Biologice din România, aș dori să-l apreciez ca și un colaborator foarte apropiat Universității de Medicină și Farmacie Grete Popa Iași, prin parteneriatul pe care îl realizăm și prin participările sale numeroase cu ocazia organizării zilelor Facultății de Medicină Dentară. Este și secretar, sau fost secretar științific al filiale din Iași Academiei Române. Îl invităm pe domnul academician. Academicianul Toma în fața dumneavoastră. Felicitări! Se poate afla ușor. Onorată asistență, stimate domnule Frăsilă, permiteți-mi să vă aduc un salut călduros și sincere felicitări din partea mea personal, din partea Universității Alexandru Ioan Cuza, cea mai veche universitate din România, din partea Academiei Române, filiala Iași, din partea tuturor celor care vă apreciază din sfera învățământului superior. Întotdeauna am fost bucuros să constat că în multitudinea de probleme pe care le abordați la televiziunea pe care ați organizat-o, o conduceți și o onorați, se află și probleme legate de învățământul superior, de științe și ați avut ocazia adesea să prezentați o parte din oamenii de știință din Moldova, din Iași în mod deosebit, între care și pe distinsa mea colegă, doamna profesor dr. Norina Forna, pe care o felicit și cu acest prilej pentru numeroasele reuniuni științifice pe care le-au organizat în țară și peste hotare, prezența domniei sale în vârful stomatologiei românești, onorează Iașul, ne bucură pe toți. Sincere felicitări, multe realizări în viitor, să aveți parte de sănătate și de sprijinul celor care vă pot ajuta în această misiune deosebită, media care întotdeauna este alături și de sfera educativă. La mulți ani! La mulți ani! Mulțumim domnului academician Toma. Doamna profesor dr. Norina Forna, nu se va supăra pe mine dacă la început am spus ceea ce nu trebuie, acum însă este momentul să-i oferim o diplomă de excelență pentru cariera sa extraordinară. Norina Forna. Vă mulțumesc foarte mult. Aș dori aici, în acest moment aniversar, întâi să doresc la mulți ani postului Prima TV, să doresc un bun început Telemoldova, să doresc să-mi exprim sentimentele mele cele mai calde față de maestru Petru Frăsilă, prin parteneriatul care îl realizez cu acest post de televiziune, prin transmiterea emisiunilor educative pentru pacient, pentru medic, pentru formarea tuturor celor care doresc în domeniul acesta să performeze și pe proiectele pe care le-am în derulare. Poate că aș dori aici să citez câteva lucruri care îi se potrivesc foarte bine domnului Petru Frăsilă. Orice obstacol are în el și bucuria omului care îl va depăși. Deci
Este Petru Văsile, evident citat din Napoleon Bonaparte. Efortul își arată roadele după ce o persoană refuză să se oprească. Este iarăși Petru Văsile al lui Napoleon Hill și, nu în ultimul rând, cucerește cel care rezistă mai mult al lui Persius. Iarăși se potrivește domnului și maestrului Petru Văsile. Mulțumesc pentru parteneriat și cu Societatea Română de Reabilitare Orală și Asociației Dentare Române pentru Educație din România și dorim un succes mai departe tuturor colaborărilor pe care le avem împreună. Mulțumesc! Mulțumim, doamnei Norina Fornă, o descriere foarte bună a lui Petru Frăsilă. Sunt convins că aveți fiecare dintre dumneavoastră un mesaj. O să avem și alte mesaje, dar nu în acest moment, pentru că mai avem încă două premii. Primarul orașului Moinești, Ilie Viorel, va veni acum pe scenă pentru un alt premiu important, decernat intelectualității moldovene. Domnul Ilie Viorel. Vă mulțumesc, mă simt onorat și aproape copleșit să fiu aici în fața dumneavoastră și să reprezint o minunată zonă a Moldovei, așa cum întreaga zona Moldovei este frumoasă, chiar mai presus decât pitorească, și să pot să urez și eu domnului Petru Frăsilă, în primul rând, multă sănătate și putere de muncă, pentru că sunt convins și știu că are proiecte frumoase, așa cum îl știm cu toții, și să poată să își împlinească tot ceea ce își propune. Aș dori să înscrie și Moineștiu pe harta Tele Moldova și îi mai urez în activitatea de televiziune pe care o desfășoară, să reușească să găsească calea prin care să aibă o audiență de invidiat, dar cu știri care să fie plăcute, cu știri care să elogieze, așa cum se întâmplă astăzi, personalități de marcă ale noastre contemporane, pentru că avem foarte multe și mă refer doar la municipiul Moinești, un oraș, un municipiu mic, dar mi-a fost foarte greu să aleg pe cineva. Întrucât în perioada asta ne dorim să reedităm monografia municipiului Moinești, am găsit de cuvință și la îndemână să fac astăzi în fața dumneavoastră un laudatio pentru un profesor emerit, profesorul Vasile Anghel, care, născut fiind la 16 iulie 1931 în satul Sărata, în apropierea municipiului Moinești, a absolvit școala pedagogică din Bacău și facultatea de filologie istorie din Iași. A fost profesor în comuna natală și imediat a venit în municipiul Moinești profesor la liceul teoretic. A îndeplinit inclusiv funcția de director al liceului și de inspector școlar până la funcția de inspector școlar șef în cadrul inspectoratului Bacău. Pentru eforturile sale și abnegația de care a dat dovadă în plan pedagogic și didactic, a fost recompensat cu numeroase premii. A publicat articole de specialitate și metodică, atât despre studiile locale și regionale, și a descoperit noi surse bibliografice. După mai mult de 30 de ani de cercetări aprofundate și studii de specialitate, în colaborare cu alți profesori, publică în anul 2002 prima monografie a zonei și a municipiului Moinești, 565 de ani de atestare documentară. Vasile Anghel este astăzi pensionar, după o viață întreagă, petrecută la masa de studiu ca cercetător, atât la catedră cât și ca profesor, un om iubit de zeci de generații de elevi, cărora le-a inoculat dragostea și respectul față de istoria extraordinară a națiunii noastre. Îi mulțumim! Profesor emerit Vasile Anghel, care este reprezentat aici chiar de domnul primar. Pentru că vârsta nu i-a permis, o să fac această
Iar onoare. Eu am și eu onoarea de a vă oferi, domnule primar, pentru rezultate și pentru lucrurile care le-ați făcut pentru schimbarea feței orașului dumneavoastră, o diplomă de excelență din partea organizatorilor. Vă mulțumesc tare mult. Dați-mi voie să-i mânez domnului Petru Frăsilă. Domnul Frăsilă este așteptat alături de noi. Da. Are un cadou de primit din partea orașului Moinești. Putem să devoalăm ce e în interior? Nu, este un cadou foarte discret. Mai am ceva special. Moineștiul este locul de naștere al fondatorului dadaismului, Tristan Țara, și am două volume speciale pentru domnul Petru Frățilă, pe care știu un iubitor de cultură și de literatură. Vă mulțumesc! Mulțumim mult, domnule primar! Felicitări! Ultimul premiu din această seară, ultimele două premii, se acordă altor personalități. Profesori universitari, academicieni, îl invită alături de noi pe profesorul universitar dr. Eugen Târcoveanu. Iată-l pe profesorul Târcoveanu, în aplauzele dumneavoastră, membrul Academiei de Științe Medicale. Bună seara! Microfonul e al dumneavoastră. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Pentru început aș vrea să spun la mulți ani domnului Petrică Frăsilă pentru ziua lui, la mulți ani Prima TV și bun început Telemoldova. Deși vremea nu este cu noi, primăvara va veni în mod sigur și acest post de televiziune sigur va fi o primăvară în regiunea noastră. Pentru mine este dificil să vă prezint în această seară o personalitate deosebită a orașului nostru, și anume pe domnul academician Carol Stancio. Domnul profesor Carol Stancio este membru al Academiei Române, deci Academia Mare, este membru al Academiei de Științe Medicale și președinte al filialei Iași al acestei academii, este doctor honoris causa Universității din Freiburg, doctor honoris causa Universității de Medicină din Chișinău, din Cluj-Napoca, din Craiova și din Constanța. Este greu pentru mine să vă spun toată activitatea domniei sale, dar o să mi-amintesc și din cariera mea profesională, pentru că domnul profesor Carol Stanciu a fost un model pentru foarte mulți. Mi-l amintesc din perioada anilor 70-80. A fost singurul român care în acea perioadă grea a putut publica în reviste de prestigiu din străinătate. Dacă am luat astăzi, când este folia lucrărilor ISI și a factorilor de impact, aș vrea să vă spun că lucrările din perioada 70-80, când domnul profesor era simplu asistent, ar face astăzi 3 profesori abilitați, după factorul de impact. Da? Puțini români sunt cei care au publicat în Lancet, în reviste de prestigiu, cum este British Medical Journal, în American Journal of Gastroenterology și în alte multe reviste. Domnia sa a înființat la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași, al doilea spital ca venchime din țara noastră, o specialitate cu totul nouă pentru acea vreme, gastroenterologia. Este cel care a dus primul endoscop performant la Iași, este cel care a dus primul ecograf la Iași și din nimic a realizat o școală care în scurt timp, deși nu avea o tradiție însemnată, a ajuns să fie prima școală de gastroenterologie din țara noastră, acest lucru fiind demonstrat din faptul că deține președinția tuturor societăților de gastroenterologie din țară, pe rând. Domnia sa este membru a celor mai importante societăți de gastroenterologie din întreaga lume. Este președintele Comisiei de Etică, și rar un român poate ajunge acolo, a Societății Internaționale de Gastroenterologie, lucru care este extraordinar de rar.
După Revoluție, domnia sa a ajuns rector. A știut să citească acele vremuri și a făcut lucruri extraordinare. A fost 12 ani rector al Universității de Medicină. A reușit să facă lucruri nemaipomenite, pentru că a știut cum, în ce direcție va merge medicina românească. Este cel care a adus din Spitalul Sfântul Spiridon, care era în perioada feudală, deci prin fonduri de la universitate, l-a dotat cu aparate de ultimă generație. A creat nu numai o școală de gastroenterologie, este singura clinică, poate din țară, da? Care a avut simultan 6 profesori universitari. Asta spune ceva. Spune ceva de cum trebuie să promovați tinerii. Și mă bucur că doamna profesor Norina Forna este aici, pentru că și-a lansat recent o carte, iar acolo pe prima pagină figurau rectorii mari ai universității noastre, printre care și domnul profesor Stanciu. A fost decan al Facultății de Medicină. A scris peste 12 cărți în țara noastră, cărți în străinătate, puțin români scriu în edituri de prestigiu, are peste 290 de lucrări publicate pe PubMed, da? Un lucru extraordinar de rar. Astăzi, în epoca informaticii, vezi ce a făcut fiecare. Înainte de toate, dumnealui are o calitate umană deosebită și este, cum spunem, un catalizator, un ferment care știe să sudeze echipe care pot lucra în beneficiul societății. Eu sunt mândru că astăzi am putut spune câteva cuvinte pe scurt în fața dumneavoastră despre domnul Carol Stanciu. Am înțeles că sunt ultimul, da? Nu. Se pare că da, nu e chiar sigur, dar... Oricum, din câte știu eu, ultimul va fi cel din tâi. Întotdeauna. Aș vrea să vă mulțumesc pentru această distinție. Aș vrea să îl felicit pe domnul Petre Frăsilă pentru tot ce a făcut. Aș vrea să-i mulțumesc și domnului profesor Târcoveanu pentru cum m-a prezentat. Poate prea larg. Ați văzut, cred că sunt totuși prea multe distinții, pentru că din câte am observat înaintea mea, jumătate din sală a plecat la alt meeting. Dar revine. O să revină, bun. În orice caz, vă felicit pentru tot ce ați făcut, vă urez mult succes pentru anii care vin Tele Moldova, vă rog să acordați un spațiu mai larg problemelor medicale, medicina, etc., sfatul medicului. Vă doresc lucru cel mai de preț dumneavoastră și tuturor celor de aici, vă doresc multă sănătate, pentru că, repet, pentru cei care își aducă aminte de vorbele unui mare om din trecut, care a spus, un cerșetor sănătos este mai fericit decât un rege bolnav, deci eu vă doresc dumneavoastră multă sănătate. O somitate, o personalitate copleșitoare a medicinii românești, Carol Stanciu. În egală măsură, domnul Eugen Târcoveanu primește eu vreau acest să semn de prietenie. Felicit acest post de televiziune pentru că nu uită înaintașii. În aceste vremuri, noi credem că ne-am născut și am pornit noi și am inventat noi lumea. Noi suntem aici și poate că Iașu are această valoare, știe să-și aprecieze înaintașii. Noi suntem aici fiindcă ne-am urcat pe umerii lor și putem privi mai departe. Cine nu are vârstnici cu experiență să-și cumpere. Mulțumim foarte mult, doamnelor și domnilor. După faptă și răsplată, i s-a luat ceva, ceea ce el plămădise cu mâinile sale și iată a reușit să recâștige nu numai moral, dreptul de a fi numărul 1 acolo unde se pronunță TLM. Din acest punct de vedere îi transmit
salutările unei doamne care a fost cândva ucenica lui, unei doamne care astăzi are o carieră de televiziune pentru că Petru Frăsilă a pariat pe ea. Este vorba despre Oana Turcu, soția mea. Asta înseamnă, eu vorbesc subiectiv acum, dar eu, părerea mea este că Petrică Frăsilă are mână bună, dacă mă întrebați. Și din acest punct de vedere, din partea mea și a proiectului pe care realizez împreună cu soția mea, dar și a postului de televiziune și a emisiunii mele, doamnelor și domnilor, ofer acest premiu, premiul de excelență, premiile confidențial, cel mai de succes jurnalist din Moldova, fondatorul proiectului Tele Moldova, pentru succesul Tele-M Piatra Neamț și Radio-M Piatra Neamț. În aplauzele dumneavoastră, Petru Frăsilă! Ce te faci că acum trebuie să vorbești? Mulțumesc, Cristi Brancu, mulțumesc prietenilor mei de o viață din Iași, Piatra Neamț și din Moldova. Îi mulțumesc colegei mele, spun cu drag și cu considerație al minter șefa dumneavoastră de acasă. Mi se pare normal. Oana Turcu Brancu. Am avut onoarea să o cunosc mulți ani în urmă, când era elevă. Cu mulți ani înainte să o cunosc eu? Din infericire. Din infericire, că așa s-a, cum să spun, a crescut ca om alături de tine. Oana Turcu, un om special, un om care acum știu că e un om de afaceri de succes, într-o linie specială de pentru doamne, cum se cheamă astea? Cosmetice, naturale, profesioniste. Am devenit și eu specialist. O linie din Italia, din câte știu. Da. Dincolo de toate Ardes astea... Ardes se numește. Ardes. Da. Dincolo de toate astea, eu sunt unul dintre telespectatorii fideli ai postului Antena 2, Antena 3 și vă admir de fiecare dată, inclusiv tânărul domn. Vă felicit, vă urez sănătate și la mulți ani și casă de beton armat, spun constructorii, și avem aici destui oameni de la Politehnică, și să fiți sănătoși și frumoși, așa cum e sufletul tău, Cristi, și a Oanei, colega mea de jurnalism de când era mai tânără. E adevărat. Eu trebuie să vă spun lucrul următor. Eu sunt invidios pe Petru Frăsilă pentru că el a reușit să-și facă un drum așa cum poate că și eu aș fi vrut. Poate că există seri de la care... Plecând de la emisiune, mă gândesc că Petrică Frăsilă a reușit să-și facă un drum fără niciun fel de compromisuri, a reușit să păstreze cu o încăpățânare anormală pentru lumea în care trăim, un drum care respectă întotdeauna valoarea. Și el, când este cel mai greu, adică acum, pariază din nou. Prin urmare, fiți alături de Petru Frăsilă, pentru că sunteți întotdeauna... de valorile naționale, de valorile Moldovei. Să știi că te invidiez, nu glumesc. Eu trebuie să le mulțumesc, mulțumesc, Cristi. Eu trebuie să le mulțumesc prietenului meu, Doru Tompea, rector al Universității Tehnice. Trebuie să mulțumesc că, și merită palmele dumneavoastră, pentru că e un om special și ca stare de palme spirit pentru Doru Tompea și ca suflet. Universitatea Petre Andrei din Iași. După aceea, trebuie să-i mulțumesc doamnei Norina Forna, telemedicina, aproape că o să ajung medic de medicină dentară dacă mai fac multe emisiuni cu doamna, pentru că am început să mă pricep la implanturi, la discuții cu nemții, cu americanii, vorbim despre tehnologii, despre roboscan. Dacă mai stau mult și pe lângă domnul rector Vântu, o să mă duc la mine la țară și o să mă apuc de crescut animalele din curtea casei mele părintești. Cum se cuvine pe baze științifice. Cum se cuvine pe baze... Dacă stau lângă domnul Giurma și lângă domnul Seghedin, cu siguranță am să-mi aduc aminte de studenție și de cum de frumos și de cum învățam eu zi și noapte, mai mult noapte, că eram student la Seral. E adevărat, dar am citit niște amintiri foarte frumoase în cele două cărți pe care le-ai scris recent, din studenția ta foarte frumoasă, pe care o privești cu foarte multă, nu cu nostalgie, cu prețuirea momentului care te-a schimbat în viață. Așa este. Și în ultimul rând, mulțumesc colegilor mei, acelor care rezistă pe un proiect de televiziune, după părerea unora, mor din fașă. Pentru că cine mai face televiziune și presă acum, dacă nu e mogul, dacă nu are afaceri colaterale, terenuri, pământuri, alte forme politice de administrare a banilor publici. Așa că, din acest punct de vedere, mulțumesc orașului, mulțumesc celor din Moldova și mulțumesc tuturor celor care cred în ideea de televiziune liberă
pusă în slujba comunității. Nu e puțin lucru cu sufletul plin de emoție, de respect pentru comunitate, să găsești și tot felul de fani, de microbiști, cum putem să-i mai numim, care să spună, îmi place acest proiect și mie. Așa spune Lungu fermierul, așa spune Chirica de la primărie, așa spune Ioan Holban, om de teatru și de cultură, oameni care spun, sau dram, care spun, vin lângă tine, nu am nevoie de bani, vreau să fac emisiune fiecare zi. Nu e puțin lucru. Aproape incredibil în această perioadă. Asta e situația pentru un post cum e Tele Moldova sau cum e Tele M sau cum e Prima TV. Închei mulțumindu-lui Noni Mazilescu, prietenul meu drag de la Prima TV București, un om care crede în mine, în proiectele noastre comune și care împreună cu mine a făcut ca Prima TV regional să devină un brand. Și dacă acum continuăm cu Tele Moldova în Prima TV, nu-mi rămâne decât să îmi doresc și mie și familiei mele și celor de acasă și copilului meu sănătate ca să putem munci. Uite, vine puiul lângă mine, omul care a obținut prima licență de audiovizual pe lângă Titus Ravei, ca Dumnezeu să-l ierte, pentru Tele-M, Iași de altă dată. Pentru că m-ai provocat, Petrică, spun acum că, cum am spus și acum câteva vreme, pentru Prima TV regional, acum spun pentru Tele-Moldova. Asta este o mare provocare. Cred că ești conștient de ea. Eu te sfătuiesc acum la microfon, uite, să uite și camera la noi, să mai iei niște oameni cameramani, pentru că nu te descurci sigur în felul ăsta, să spun pe aia dreaptă, și să mai spun încă ceva. Este o mare provocare și acum vine momentul adevărului. Dacă ai spus așa Tele Moldova regional, fă-o regional, așa trebuie să rămână. Am fost la Botoșani, dați-mi voie măcar un minut, că eu cred că de acum nu se înregistrează, nu mai testăiem, nu știu cât. A fost un moment extraordinar. Am fost la Botoșani, sunt invitat în juriul ăsta de la care acordă premiile Mihai Eminescu și m-au dus la primărie, acolo să ne arate cum se face cu premiul. Și era o doamnă pe care nu mai recunosc, de pe vremea când era la liceul Laurian, elev, și mi-a spus, ce mai faci, puiu? Eu am spus că fac bine, că nu știu cum o cheamă pe doamna respectivă. Dar m-am văzut la televizor cu frăsilă. Așa mi-a spus. Te-am văzut la televizor cu frăsilă. Extraordinar, e frumosel ca pe vremuri. Frumosel ca pe vremuri. E, nu, sunt ca pe vremuri, nu mai sunt frumosel, sunt mai gras, sunt mai cumvătare. Dar vreau să vă spun că această provocare pentru Tele Moldova este rămâne. El trebuie să știe, Prăsile, că trebuie să facă treaba asta, că a anunțat-o. Pe de altă parte, știe foarte bine că și data trecută, când a dat licența, am părăsit locul faptei după ce am văzut că nu se face. Din alte motive. Acum n-avem motive, pui. Știu că puțin așa cred. Nu. Știu că n-am să am motive cu tine și vreau să vă spun și când mă uit și că e și Doru Tom pe aici, așa ta lume care te susține, extraordinar. Înseamnă că o să fie bine și o să avem chiar televiziune regională pe regiunea Moldova, cu sediul la Iași. Iată, vă dau în premieră această informație. Mulțumesc! Mulțumesc X-Media! Mulțumim. Am un studio, prieten, partener și doamna director este acolo lângă noi. Să știți că cel mai important lucru este să-i molipsești și pe alții cu ceea ce vrei tu să faci. Și dacă poți să o faci și cu oameni care fac producție de televiziune și cu oameni care vin așa cum Puiu Holban sau prietenul meu Sorin Bocancea, decan la Facultatea de Științe Politice de la Universitatea Petre Andrei sau domnul Tompea sau Norina, care s-au oferit să fie moderatori, nu e puțin lucru. Așa că n-avem decât o singură șansă, spun asta tuturor celor care ne urmăresc, să fim învingători și îți mulțumesc ție, o salut pe Oana și... Stai că mai avem multe lucruri de făcut în seara asta. Mulțumesc. La mulți ani lui Petru Frăsilă, chiar în acest moment, să-i spunem. Petru Frăsilă este cu siguranță o excepție în media românească, o excepție care echivalează cu cuvântul speranță. Eu însă, înainte de a vă prezenta o degustare de vinuri care va urma și un moment artistic, pentru că a fost o sesiune interesantă și îndelungă de vorbe și de discursuri, îl invit cu un ultim mesaj în această primă parte, un mesaj așadar din partea doctorului Marin Burlea, senatorul Marin Burlea alături de noi. Îl invit! Bună seara, doamnelor și domnilor!
Stimate domnule Petru Frățilă, te felicit din inimă pentru ziua de astăzi, că e ziua onomastică, pe de o parte, pe de altă parte, pentru că Teleemole 15 ani, Prima TV 5 și a început Telemoldova regională. Sigur că apreciez la acest post de televiziune faptul că a reușit mai mult decât altele să mențină oarecare echidistanță, pentru că posturi autonome nu prea există, complet dezinteresate, și Prima TV a reușit din plin acest lucru. Doamnelor și domnilor, sunt ieșan, sunt mândru că sunt ieșan, am avut ocazia să merg și în alte părți și evident că am refuzat. Sunt venit, de fapt nu-s născut aici, dar Iașiul pentru mine este absolut singurul loc în care pot să trăiesc. Trebuie să remarcăm cu toții că în momentul de față Iașiul e în plină desfășurare ca refacerea infrastructurii, totul va fi nou, că Iașiul poate fi vizitat pentru monumentele care din fericire au rămas nedistruse, că avem încă multe de făcut în ceea ce privește salvarea unor case absolut reprezentative din Iași, și eu am salvat o casă de acest tip, și bineînțeles că nu în ultimul rând și nu fac fel de propagandă, cei care vin în Iași, dacă văd zona Palace, este un downtown absolut de mare valoare, de mare estetică. Aș spune unică în România. Unic în lume. Vă spun fără niciun fel de rezervă, pentru că eu am fost în multe țări și în Statele Unite mai multe ori, și ideea, concepția, la început am fost împotrivă, pentru că lumea spunea, dom'le, face umbră vis-a-vis de Palatul Culturii. Ei bine, nu numai că nu face, îl valorifică, îl pune în valoare, dar în același timp este o zonă în care poți să petreci în condiții optime, poți să faci shopping și alte lucruri. Este unul din punctele de atracție ale Iașului. Îl felicit încă o dată pe Petrică Movilă, Telemoldova regional, mă scuzați, Frățilă, am greșit și eu. Nu? Deci am greșit la nume. Mielul de Paști, da. Se apropie. Și bineînțeles că noul post de televiziune, Telemoldova regional. Vă mulțumesc! Mulțumim mult, domnului senator! Credeați că este ultimul premiu? Greșit, mai este, cred că, unul singur, pentru că este o surpriză, este o festivitate deschisă din acest punct de vedere. Am primit următorul bilet. Artistul plastic pictor profesor dr. Ofelia Huțul dorește să înmâneze un premiu domnului Petru Frăsilă din partea Ministerului Educației, Universității Pedagogice Creangă Chișinău și a UAPR Iași. Bună seara! Felicitări, vă iubim! La mulți ani, domnul Petru Frăsilă, la mulți ani Prima TV, împreună cu dumneavoastră, grație dumneavoastră, aș putea să spun, care sunteți inițiatorul atâtor manifestări artistice, ieșene și nu numai, am înfăptuit proiecte grandioase, cum ar fi concursul internațional artistico-plastic Eminesciana, suntem la a treia ediție, și Festivalul Internațional al Artelor Frumoase. Toate acestea s-au soldat cu rezultate deosebite, astfel că din partea Ministerului Educației Naționale, a Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Iași, și a Universității Pedagogice Ion Creangă din Chișinău, transmitem domnului Petru Frăsilă mulțumirile noastre pentru ajutor, sprijin, organizare și coordonare și urăm la mulți ani! Premiu de excelență! Premiu de excelență Petru Frăsilă! Și din partea artiștilor, ceva pentru sufletul lui domnul Frăsilă, care iubește arta. Doamnelor și domnilor, cel mai iubit om al serii, Petru Frăsilă. O să avem și alte mesaje, însă acum vă propunem să schimbăm puțin registru. Înainte de a asculta un recital al The Vocals Quartet, vă propun să avem bucuria să degustăm vinuri extraordinare de la Agroindustriala Bucium, producător de vinuri spumante și rachiuri, care duce mai departe tradiția de peste 60 de ani a brandului prin promovarea și comercializarea băuturilor alcoolice naturale și extinderea suprafeții de viță de vie.
Vom savura eleganța și finețea vinurilor din gama Selecții Recolta 2012. Prin urmare, Bucium vine cu ceva bun pentru dumneavoastră. Îl invit alături de mine pe oenologul Ilie Ciomaga. Bună seara! Bună seara! Mă pot retrage? Sau... Puteți să... lângă mine, nicio problemă. Adică, cred că vinurile stau mai bine lângă dumneavoastră decât mine. Bineînțeles. Bună seara, doamnelor și domnilor. Este, sau iată-ne din nou la o seară deosebită, la o seară memorabilă. Iată-ne la TLM Prima TV 5 ani, deci mai am înaintat în vârstă cu un an, dar iată Agro Industrială Bucium mai tânără cu un an. Cu un an mai tânăr, de ce? Pentru că avem un nou vin pe masă, un nou vin, un vin tânăr, din recolta anului 2012. În această seară, Agroindustriala Bucium are marea plăcere de a promova și de a scoate în piață noua gamă de vin Selecții din recolta anului 2012. Este al doilea an când avem în piață acest sortiment și în această seară am dorit să vă delectăm cu savoarea vinurilor de Bucium, vinurile de Bucium, vinul românesc. Deja dumneavoastră ne-ați onorat să vedeți aceste vinuri. Primul sortiment pe care l-ați degustat, pe care l-ați servit, este o fetească albă. Fetească albă, fetească albă de Bucium, care poartă mai departe standardul vinului moldovenesc. Pentru că fetească albă este un soi care s-a născut aici, la Bucium, la Iași. Deci ne reprezintă și astfel face parte din blazonul societății. Al doilea vin pe care dumneavoastră l-ați degustat este un cupaj de fetească regală cu muscat otonel. Este un vin care, zicem noi, a prins foarte bine în piață pentru că ne-am adresat acelui segment de băutori de vinuri aromate, dar nu neapărat dulci. Astfel am vrut și am încercat să contopim frumos eleganța muscatului otonel, aroma muscatului otonel, cu suplețea acestui soi fetească regală. Numai departe și al treilea vin care putem spune noi, sau o numim noi, domnișoara brunetă a vinului de Bucium, fetească neagră, care la fel, este un vin autohton, un vin eșian, un vin pe care Buciumul deja este al doilea an de când l-a relansat în piață, pentru că pentru cei care sunt mai sceptici și își pun întrebarea de unde asta, faptul că mare parte din viile care au fost pe dealul de Buciumul nu mai sunt, nu înseamnă că Buciumul nu mai este. Ne-am reorientat în alte zone, în special în zona Șuletea, zona spre Murgeni, unde am înființat plantații noi de viță de vie, avem în jur de 80 de hectare de fetească neagră, muscat otonel și fetească albă și sperăm ca proiectele noastre, care sunt stabilite pe 3 ani, în urma acestor proiecte să ajungem încă la 210 hectare de viță de vie cu soiuri nobile românești, pentru că nu e rău să susținem vinul românesc, pentru că în această seară, dacă spunem la mulți ani Teleiem, la mulți ani Petre Frăsilă, la mulți ani Bucium, să nu uităm să spunem la mulți ani vinului românesc. Vă mulțumesc foarte mult și o seară bună! Aplauze, mulțumim, Bucium!